Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor invită Partidul Acțiune și Solidaritate să semneze un angajament public care prevede ca cele două forțe politice să nu promoveze după alegerile parlamentare anticipate un șir de legi antisociale. Astfel, menționând în cadrul unei ieșiri la presă că principalele forțe în următorul legislativ vor fi Blocul de Stânga și PAS, Vlad Bătrâncea a dat citire angajamentului. Noi, semnatarii acestui angajament public, ne asumăm responsabilitatea că în viitorul Parlament nu vom promova legi și reforme antisociale, antipopulare, care să ducă la degradarea țării noastre. În mod special, promitem, 1. Să nu majorăm vârsta de pensionare. 2. Să nu lichidăm raioanele ca formă administrativ-teritorială, precum și să nu reducem numărul de primării din țară. Să nu admitem sub nicio formă vânzarea pământului agricol pentru cetățenii străini sau companiile străine. Acest angajament public pe care blocul politic PCRM-PSRM îl va transmite celor din PAS poate fi completat și cu alte puncte, a mai precizat Bătrâncea. Deocamdată, Partidul Acțiune și Solidaritate nu a venit cu nicio reacție în acest sens.